Trupurile neînsuflețite ale mercenarilor români morți în Congo au fost aduse în țară noaptea trecută. Cu același avion a fost adus și cadavrul unui mercenar din Republica Moldova, mort și el în atacul lansat de divizia teroristă M23 asupra trupelor armate congoleze. În acest atac au fost răniți grav alți 4 luptători români. Noi chiar am făcut pace acum. Așa ceva noi am avut mereu acolo. Din divizia de la M23 este teroriști, omoară copii, femei, despică cu macetele. Venim noi acolo, s-a făcut liniște. Pur și simplu am împins de acolo. Nimeni nu mai recunoaște zona aia, cât de frumoasă acum și cât de bine este, datorită nouă românilor. Trupul militar condus de Potra a fost atacat în timp ce se afla într-o tabără de instruire improvizată. Depășiți numeric de forțele insurgente care încercau cucerirea localității, românii ar fi așteptat ajutor din partea armatei congoleze aproape 10 ore. În tot acest timp au încercat să reziste cum au putut mai bine. Au pierdut 2 oameni, iar alți 4 au fost grav răniți. A fost o luptă, efectiv. Băieții au murit ca niște eroi acolo. Noi am făcut ce n-a făcut Iena acolo de ani de zile. Aeronava care a decolat din Congo a dus în țară și alții luptători care s-au întors acum după atacul mortal al teroriștilor M23. Aeronava a avut escală la Târgu Mureș, unde a lăsat o parte dintre România, restul au fost aduși și apoi la București. Familiile i-au așteptat cu sufletul la gură. E normal să avem emoții. Îți faci griji, că este ceva normal să faci griji. În Congo, la acest moment, s-ar mai afla încă 900 de luptători, aproximativ 20 dintre ei români. Aceștia fac parte din gruparea condusă de fostul luptător în legiunea străină Horațiu Potra și au misiunea de a antrena trupele armatei congoleze în războiul civil care macină acum întreaga republică. Fiecare dintre luptătorii români este plătit cu câte $5.000 pe lună.